le spun colegilor mei, le spun colegilor de partid, miniștri în special, colegilor mei din conducerea PNL, băi oameni, bucurați-vă, faceți rugăciuni, Ridicați slavă lui Dumnezeu că nu mai sunt seara la ora 21 pentru că v-aș fi călcat în picioare pe jumătate dintre voi pentru prostia asta, pentru asta, pentru asta. Bucurați-vă că orez i mai în fața mea, că Oana Stănciulescu, că Ioana Ene că Ion Meioniță, Cristi Diaconescu, nu la masa mea rotundă, Alex Căuti, Ștelia Negrea, Dan Bucura și restul, că la ce porcări faci, băi, nea Virgile, sau băi, că așa cum nu știi să faci nici lucrurile, că Virgile ăsta... A făcut și lucruri legate de conexiunile noastre și de drumul nostru spre independență energetică, dar n-a vorbit niciodată despre ele. <laughs> niciodată. Și ai zis, Bă, tu de ce nu vorbești și de lucrurile astea, să știe lumea că ai reușit conexiunile pe gaz lichefiat, că ai reușit să negociezi pe cele două magistrale. Băi, tu de astea nu știi să vorbești, numai pe faptul că au crescut prețurile.